Diagnosticul este unul destul de dificil. În ce constă? Diagnosticul este tetrapareză spastică cu elemente extrapiramidale. Elementele acestea sunt mișcări necontrolate. Ea nu își poate controla mâinile, de fapt nimic. Nu poate face fără ajutor. Există totuși multă speranță și văd că nu ați Da. renunțat să luptați. Ne puteți spune, practic, în momentul de față, ce ați aflat, unde ați putea să faceți recuperare cu fetița? În recuperare putem face oriunde, adică gimnastica la ea trebuie în permanență, fiecare zi. Gimnastică, așa ne-au spus, medicamente noi nu luăm decât din astea, vitamine, tonotilul, cerebrolizinul care o ajută tot așa, pentru că ea psihic e bine, dar motor suntem. Există chiar și o variantă pentru o Da, operație. o operație care se numește pompa cu baclofen, dar din păcate la noi încă nu se face și trebuie făcută în afară. Momentul de față nu știu cât costă, o să trebuiască să ne interesăm, dar bănuiesc că Foarte scump. foarte scump. Spuneați dumneavoastră că ați mers la recuperare în În Ucraina. Ucraina, da, unde ne-a costat 4.000 de euro, 2 săptămâni. La Am fost la Chișinău. Chișinău. La Chișinău am făcut tot așa operația miofibrotomia, sunt niște puncții direct pe mușchi, adoarme și le face mușchiul să fie relaxat, să poată să le facă operații. De acolo mie mi s-au, adică ea a făcut progrese, că nu putea să-și țină capul, saliva foarte mult, ea a făcut și pentru salivă, acum nu mai salivează. Și mai trebuia să mai mergem să facă și pentru palme, să poată să deschidă degetuțele, să nu le mai încorteze. Dar v-am spus, pe ea mă încurcă foarte mult elementele astea extrapiramidale, din care medicație, din păcate, e prea mică și nu. O altă variantă, domnul doctor mi-a mai spus, dar undeva pe la 18-20 de ani, o operație pe creier. A zis că nu este foarte grea, dar până atunci nu se poate.